vreau să citesc din Biblie o vericopă pe care o știți cu toții de la școala duminicală, care se află scrisă în Luca, în capitolul 5. Se numește Pescuirea minunată. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a ședut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Acei au venit și au umplut amândouă corăbile. Așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a pucas spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov, și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovară și lui Simon. Atunci Isus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. I-au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el Amin. Dragii mei, mă bucur să fiu din nou la Geneza, așa cum deja ne-am obișnuit. Dorel vine pe la noi, eu vin pe la voi. Avem o relație de colegialitate frumoasă și ne ajutăm reciproc. Și mă bucur să văd biserica plină de tineri. Așa că în seara asta, văzând foarte mulți tineri, elevi, studenți, am o idee, o să predic ceva foarte nespiritual. În primul rând că am văzut că duminica seara oamenii nu mai procesează, noi la încercăm să predicăm dimineața cei mai greu de digerat, seara le dăm salată și să nu adormă. Așa că vă dăm și vă o, o predică foarte seculară, în sensul că nu o să predic subiectele alea pentecostale hot, adică despre Duhul Sfânt, despre daruri, duhuri teritoriale, știu, eliberări. Deci o să fie o, o, o predică fără chemare la final. Vreau să predic despre școală. O să fiți dezamăgiți. Zice, bine, și duminica tot despre școală. Sau pentru că sunt unii care nu sunt la școală despre muncă. Dar vreau să vă întreb ceva. Cu asta încep, cu o întrebare. Ce simți la gândul că mâine dimineață sună ceasul și trebuie să mergi la școală? Ești plin de bucurie? Ce simți la gândul că mâine dimineață trebuie să mergi la servici? Când sună ceasul, ești fericit, ești încântat sau am un neam care zice că, na, trebuie să merg iar la scârbiciu, da, în loc de serviciu. Oare pentru tine e tot scârbiciu? Ceea ce faci de luni până vineri sau până sâmbătă? Vreau să vă întreb ceva, acum știu că nu e un subiect spiritual, munca, ce ziceți, munca e binecuvântare sau e blestem? Vreau să vă întreb, dar cine crede că munca este un blestem, să ridice mâna sus? Da, mai puțini. Cine crede că munca este o binecuvântare, să ridice mâna sus? Unii nu sunt siguri nici de una, nici de alta. Păi, întrebarea mea e când apare prima oară munca în Biblie? Știți când apare munca prima oară în Biblie? Foarte important, când a fost creată munca? Păi, din știința mea, nu trebuie mult studiați, nu vă dăm foarte mult exegeză, munca apare pentru prima oară în Geneza, în capitolul 2. Unde cuvântul ne spune că Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Frații mei, munca a fost creată în Eden, înainte de căderea omului. Foarte important, repet, nu-i mult exegeză, dar munca apare în Geneza 2, înainte de Geneza 3, da? Matematică, unde omul cade în păcat. Înseamnă că munca nu poate fi un blestem. Îmi pare rău pentru cei care ați ridicat mâna, ați pierdut polul de astăzi. Munca nu este un blestem, pentru că a fost creată în lumea perfectă a lui Dumnezeu. Este un proverb, eu cred, vin într-o generație care am fost bătuți până la 18 ani, de toată lumea, directoarea mă bătea, învățătoarea mă bătea, diriginta, bunicii mă băteau, mătușile, părinții te lăsau unul te la altul. era un proverb când și că bătaia e ruptă din rai. Nu găsesc, la munca sigur e ruptă din rai. S-a auzit? Munca e ruptă din rai. Trebuie să iubiți munca. Trebuie să iubiți școala. Dumnezeu a intenționat munca să fie o binecuvântare. Nu un blestem. Știți ce-i blestem? Munca cu sudoare. Da, pălămii, da, spinii, da, munca în sine îi din rai. De-aia pierde pe muncă. Domnul o să vă dea drag de școală și de muncă la toți. Că munca e ruptă din rai. Mai am o paranteză aici, nu are legătură cu predica, da, o exegeză banală. Nu uitați că munca în geneza apare înainte de căsătorie. Da? Apare întâi munca în geneza 2 cu 15 și în geneza 2 cu 18, imediat apare și căsătoria. Da? Pentru cei care plimbați telefonul, vă rog să nu deranjați fetele. Până nu ești în stare să te scol la 7 să mergi la servici, nu ești dânsurat. Da? Întâi munca și apoi căsătoria. Și să zic că amintesc părinții. Ca asta e problema. Are 14 ani. Eu le spuneam la fetele de la biserică, dive cu buletin, da are 14 ani și -o fiu, are prieteni. Dar ce vrei să faci? Tu nu ești în stare să gătești, nu ești în stare să muncești. Însoară-te și mărită-te când ești în stare să întreții o familie. Până atunci n-ai ce butona. Ce tot butonați atâta? Că Dumnezeu ne-a învățat niște lucruri de înțelepciune primară, da? Întâi munca și apoi căsătoria. Domnul să ne dea lumină. Vreau să vă mai întreb ceva. Domnul Iisus, cât o lucratoare? Știți cam cât o lucra Domnul Iisus pe pământul ăsta? A Fiului Dumnezeu, care avea înțelepciunea Logosului întrupat în el. Adică ar fi putut predica toată viața, din copilărie. Da? Dădea șahmat la teologie la 12 ani. Știți când a început să predice? La 30 de ani. Dar ce a făcut până la 30? O lucrat ai zice tu, pierdere de vreme, nu? Iisus muncește aproape 30 de ani în viață, nu? Chiar că a fost, nu de mic, dar oricum, 20 au fost sigur. Dar câți ani au predicat? Asta știm sigur, nu? Câți ani au predicat Iisus? Au voie să vorbească Alex. Și surorile. Și surorile. Trei ani și jumătate, după Biblie. Iisus predică trei ani și muncește, și să zicem, 20. Deci ce concluzie tragem? Iarăși o exegeză banală. Iisus a lucrat ca templar mult mai mult decât a predicat. Pasta ne învață că munca e ceva sfânt și nobil. Dacă Fiul lui Dumnezeu nu a umblat pe nor, nu a căutat sponsor, ce-o muncit, muncește și tu. Să-ți placă școala, să-ți placă munca, pentru că e ceva nobil, e ceva sfânt, e ceva bun. Iisus muncește ca un simplu tâmplar, ani de zile, și nu predică nimic. Până și textul de azi, să știți că pe mine unul nu mă face să cred cumva că Petre știi, că unii așa înțeleg textul Petre, pescuitul e pentru, da, cum zic românii, munca e pentru fraieri. Lasă, domne, pescuitul, hai să predicăm, raliuri de vindecare, ce pești! Nu asta ne învață textul, eu văd în text Iisus Hristos promovându-l pe Petru de la un fel de muncă la alt fel de muncă. Petre, până azi ai pescuit pești, felicitări, de astăzi vreau să pescuiești oameni, că și munca din slujire e tot muncă. Ce frumos! Petru, pescarul, vine la evangelizare. Unii critică pe Petru în Ioan 21 comerț la pescuit, dar de ce? Unii chiar cred că dacă tu ești slujitor, nu mai trebuie să muncești. A fi slujitor înseamnă numai să predici, nici vorbă. M-a întrebat aici, frate, dacă stau la masă, am zis că nu, că mâine am de lucru. Și eu zis, dar cum tu lucrezi? Da. Mâine e șantier. Că unii cred că dacă predici, nu mai trebuie să faci nimic în viață, nici să schimbi un bec, apropo. Uite că Isus se pricepea și la tâmplărie, Isus nu ne învață azi că pescuitul e ceva așa, na, hai să... Nu, pescuitul e nobil, dar există ceva mai nobil decât pescuitul, pescuirea de suflete. Slavă Domnului! Hai să mergem mai departe, asta e studiul biblic, începem în Geneza, terminăm spre Apocalipsa. Mă duc și în 2 Tesaloniceni să citesc un pic de la Apostolul Pavel. Apostolul Pavel ne învață în 2, Timot, în 2 Tesaloniceni, în capitolul 3, ceva despre sine, da? Geneza, Hristos și Pavel. Despre Pavel se spune așa. Ce cuvântul în Geneza 3, în 2 în, capitolul 3, voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. Când auzim cuvântul neorânduială, ne gândim, Pavel, cine știe ce păcate? O să vedeți că nu sunt păcatele la care ne gândim noi. Spune cuvântul așa, n-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte. Ai auzit? Pavel a muncit și schimbul trei. Zi și noapte, ostenindu-ne, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, era dreptul lui. Dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Iarăși cuvântul ăsta. Ce-i neorânduială? Auz. Nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Pentru că atunci când nu faci nimic, devii specialist în nimicuri. Știți care e povestea fiecărui băiat la propriu a fiecărui băiat dependent de pornografie? Știți ce auzim noi de fiecare dată la mărturisire? Aia nu e niciun nici disclosure aici că îi despre toți. Toate povestile încep așa, mă plictiseam. Păi ăsta e baiul. Și am zis ce ar fi să. Așa începe orice cădere. Păi ăsta e baiul că te plictisești. Că n-ai ceva bun de făcut în viață. Și că nu faci nimic, viață trăită în vid nu există. Când nu faci nimic, satana îți dă de făcut nimicuri. Ascultați, asta e o logică simplă. Cine nu face nimic, devine doctor în nimicuri. Vă că eram cu ani mulți numai la Gluboc, știu că voi aveți aici membră pe Inesa și pe Dani, ei prietenii mei, când Inesa avea vreo 12 ani. M-am dus pe la ei acasă și era tare, tare botos. Să știți că adolescenții au crize existențiale. Dar zic, da, ce cu tine? Era o copilă ei și au uitat, domnul s Păi zice, stare tare supărată. Păi de ce? Tata mă obligă să învăț. Poate că nici nu mai știe. Și am zis, dar da, de ce? Păi zice, mă pune să fac meditație la română. Oh, și eu, dar româna e frumoasă, nu-mi place, zice. Nu-ți place româna? nu. Și mai ce? Păi zice, mă obligă să fac mate. Oh, eu care am fost bun la mate, păi matematica e frumoasă. Zice, nu-mi place. Nu-ți place, nu-mi place. Și ce pot să spun, dar la ce mai faci meditație? La engleză. Și de engleză O, oh, păi dar e chiar o limbă frumoasă. Nu-mi place. Și mai ce? Păi și pian. Nu-mi place pianul. Și ce început să se plângă cu o obligă să facă pian. Și, și atunci am întrebat-o. Asta mi-aduc aminte mie. Buz, la, la școală, totuși, ce-ți place? Și așa s-o nimic. Mă zic, vezi că devii specialistă. Asta mi-aduc când nu-ți place nimic, de fi specialist în nimic. Acum s au trezit. Domnul s-o la 12 ani era altă poveste. Dar rețin treaba asta, nu-mi place nimic. Și acum te întreb eu pe tine, ți, ți place ceva la școală? Înțeleg că nu-ți place matematica. Dar să-ți placă româna. Nu-mi place româna, dar îmi place engleza. Când nu-ți place nimic, tu trebuie să ajungi pe la psiholog. Pentru că nu e normal să nu-ți placă nimic în lumea asta. Domnul să binecuvinteze toți elevii și toți angajații. Predica mea are un titlu foarte ciudat. Noi pe Iisus îl vedem ca mântuitorul nostru. Iisus este salvatorul, El este etern, are multe nume frumoase. Astăzi, predica mea se intitulează foarte simplu, Iisus, colegul meu de bancă. Sau pe tot tine care lucrez, Iisus, colegul meu de muncă. Nu e așa că dacă Isus ar fi colegul tău de bancă și l-ai vedea cu ochii de carne, ai învăța altfel? Nu te gândi pe mă vede, n-ai copia că te vede Isus. Dar știi că Isus te vede oricum? Nu e așa că în pauză nu te-ai uitat la ce te uiți? Dacă Isus ar fi colegul tău de bancă? Dar știi că Isus e cu tine și în pauză și te vede? Pentru noi ăștia care muncim, nu e așa că am lucrat altfel dacă l-am vedea pe Iisus cu ochii de carne lângă noi la servici, nu e așa că n-ai mai ține mătura, nu te-ar mai ține ea pe tine, n-ai dormi în roabă când pleacă șeful, n-ai sta pe Facebook când dispare managerul, dar știi că Iisus te vede și e interesat de cum lucrezi? Iată, scriptura nu ne este dată doar să ne fie hartă spre cer. Scriptura ne este dată să ne dea înțelepciune pe pământ. Da, Dumnezeu este interesat de felul în care noi lucrăm. Primul lucru pe care vreau să-l observ legat de muncă, din textul nostru. Știu că aici se pot vedea multe în text. Eu vreau să văd doi oameni la locul de muncă. Isus și Petru. Doi oameni la locul de muncă. Mă uit la Hristos și văd în text un om care lucrează cu pasiune. Biblia spune că noroadele îl îmbulzesc. În jurul lui Isus lucrurile se întâmplă. Isus predică cu pasiune. Isus primește oamenii cu dragoste. Isus vindecă toți bolnavii. În jurul lui lucrurile înfloresc. Este un om care face ce face cu dragoste. Ți e drag să-l privești împlinind lucrarea lui Dumnezeu pe Pământ și când vrea să meargă în concediu. Am predicare recent despre asta. Îl îmbulțesc cu oamenii, el renunță la concediu. Face cu drag ce face. Dar vă întreb, Petru, cum e? Vi se pare un om pasionat de ceea ce face. Voi auziți așa în tonul lui frustrarea. Doamne, lasă-ne că tătă noaptea ne-am trudit. N-are rost. Își cârpeau mrejele. Îți dai seama ce succes, nu? Doamne, n-am prins nimic și am rupt și mrejele. Petru venit de la schimbul 3, frustrat, ofuscat, obosit. Doamne, lasă-mă, lasă-mă în pace. s obosit, vin de la lucru. Nu am prins nimic. Vi se pare un om care are succes în ce face și pasionat? Nu. La Petru se vede frustrarea. Dragii mei, întrebarea mea este, voi cum învățați la școală? Cum munciți la locul de muncă? Este primul gând. Dumnezeu vrea să lucrăm cu pasiune. Amin. Pune suflet în tot ce faci. Găsește meseria potrivită. Nu-ți place schimbă. Dar sunt unii care se plimbă cu CV-ul din firmă în firmă. Cred că problema e psihologică. Problema e de educație. Nici eu n-am fost un copil perfect, dar noi am muncit mult. Noi am crescut cu o etică spartană a muncii. Astăzi guvernul numește abuz, da? Distrugi copilăria, nu știu. Noi așa am crescut. Am fi vrut și noi să facem prostii, dar nu era timp. Pentru că eram ocupați cu grădina, cu roșile, cu dat mâncare la porci, la animale, cu curățenia și pe când gătai să mergi la fotbal, nu mai era când. Dragii mei, este bine să fim oameni implicați în muncă, să ne placă munca și nu numai atât, să facem tot ce facem cu pasiune. De fapt, cei mai mulți oameni din lume muncesc fără pasiune. Am câteva statistici, din păcate nu am statistici din România, că românii se ocupă cu supraviețuirea, noi ne gândim ce mâncăm mâine, noi nu facem statistici. Americanii au bani, ei fac statistici, de la ei am statistici. Zice că două trei dintre americani muncesc având o carieră greșită. E foarte mult oameni, bun. Două trăini din populație muncesc având o carieră greșită. O treime declară fățiși, I hate my job, îmi urăsc slujba. Adică oameni care nu, lucrează cu drag, își urăsc slujba la propriu. Știți când apar cele mai multe sinucideri în America, asta e chiar ciudat. Duminica seara, când omul își amintește că mâine merge la lucru, își pune smâcul la propriu. Sau la ei mai ușor cu gloanțele. Știți când apar cele multe atacuri de cord în America? Luni dimineața. Sună ceasul, omul se trezește și de dragul lucrului crapă inima în el. Vă dați seama cât iubesc ăștia munca? Dacă fără să vrea să o chestie care nu poți programa, nu? Pușcă inima în tine de dragul mult. O sună ceasul și o ți-o pușcat inima. Adică e clar, ți-i groză ca de iad să mergi la servici. Dacă ai un să de servici, dă demisia. Dumnezeu nu vrea să lucrezi cu groază. Auziți ce spune cuvântul Domnului, da? Avem și pentru astea versete, nu sunt cele mai spirituale subiecte, dar Biblia are un cuvânt de spus despre orice. Colosei în capitolul 3 ne zice, în versetul 17 și 23, și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. 23. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Nu e așa că România ar fi un loc mai bun dacă toți am lucrat așa, nu ca pentru patron, nu ca pentru companie. Lucrez ca pentru Dumnezeu. Știu că toți patronii zic acum, amin. Și patronii să plătească ca și cum ar lucra Iisus la firma lor. Amin, nu? Poate am spus la un patron, adesea zic, ascultă predica de duminică, că am predicat de voi patronii cu Duhul Lăcomie. S-o nervați, o să i dăpt în picioare, dar de angajați ai predicat? Zic, nu, am uitat de angajați. Nu, să predici și de angajați. că niște puturoși, că nu fac nimic. Au început să spună of, om cu mulți angajați. De-aia zic, noi să lucrăm ca pentru Domnul și patronii să ne plătească ca pentru Domnul. Și când va fi așa, ascultați-mă, a fi bine. Noi avem o scriptură care nu vorbește doar robilor. Aceea scriptură care vorbește robilor să muncească cu drag. Aceea scriptură, în versetul următor, vorbește stăpânilor. Noi nu avem o Biblie care vorbește doar bărbaților sau doar femeilor. Femeile să fie supuse, nu, nu. E, și bărbaților. Bărbații să-și iubească nevastă. Da? Avem o scriptură imparțială și Dumnezeu vrea să învățăm să lucrăm cu pasiune. Tot ce facem să fie făcut cu dragoste. Acum, Dumnezeu să vă dea putere să găsiți meseria potrivită, școala potrivită, locul potrivit, compania potrivită și -o Domnul să vă facă să înfloriți din punct de vedere profesional. La final, vreau să ne rugăm pentru asta. Cred că Dumnezeu e cel care binecuvintează cariera. Rugați-vă pentru care. Să pună Domnul dragoste pentru muncă în voi. Să zic că, până la urmă, cred că esența este dragostea pentru muncă în sine. Descopere pasiune în ceea ce faci. Nu cred că neapărat jobul trebuie schimbat, ci atitudinea față de muncă, în general. Trăim într-o generație care vrea venituri ușoare. E foarte la modă cu vlogger, blogger, youtuber, toți vreți să fiți. Dorian Popa sau familia Mateș. Nu se poate, ascultați-mă. Nu vă luați după astfel de oameni. Bă, uite câți bani face dintr-un clic. Ce-ar fi să fac și eu o schemă, ceva? Să fac bani. De ce să mai mult? Bă, dacă toți devenim Dorian Popa, cine mai schimbă robinetele? Cine mai trage fire prin pereți? Mai nou, se promovează foarte mult ideea asta de a face venituri pasive. Sau cu muncă de asta din pix, da? din mouse. Spunea un om de afaceri cu mulți copii, bogat, bine, spunea tot mă bat copiii la cap să facem venituri pasive. De- l-am spus, mă copii, ca voi să aveți venituri pasive, eu am muncit activ 30 de ani. Da? Orice tânăr care visează venituri pasive, ascultați-mă, trebuie să muncești activ 30 de ani să pui bani deoparte, să nu te plimpe la mol și atunci poți vorbi de venituri pasive. Nu visați la clicuri, la meserii astea cu blogger de călătorii, plimbăreți până în Cuba. Oameni, Dumnezeu ne a chemat să muncim. Nu că astea n-ar fi și ele, dar nu vă uitați numai la nișele astea în care din nimic, din reclame, din poze, că unii, uite, Ronaldo câștigă 150.000 de, de, de euro dintr-o poză. Păi bun, dar nu suntem Ronaldo, trebuie să muncim. Foarte mulți dintre voi visați veniturile alea care vin dintr-o dată peste voi. De altfel e trist că în lumea noastră un vlogger câștigă mai mult decât un electrician. Că asta descurajează munca. E trist că în societatea noastră un om își încoardă mușchii și câștigă 150.000 de euro în timp ce eu nu fac în toată viața atâția bani. Dar cu toate astea, într-o societate ca asta, distorsionată, să câștigi mai mulți bani pentru mușchi feselor decât pentru creier. Asta e. Dar e lume cu fundul sus, iertați-mă. Dacă ai ajuns să faci mai mulți bani cu mușchi feselor decât cu creierul, și în adevăr ăștia cu creierul slătiți prost, pe când prăpăditele iau bani grei pentru orice fotografie, lumea asta e cu susul în jos. Dar în scriptură rămâne ordinea lui Dumnezeu. Trebuie să muncim. Și nu oricum cum? cu pasiune. Descoperă frumusețea meseriei tale. Eu am lucrat și pe șantier, am fost și tâmplar, am două degete mai scurte de când am fost tâmplar, am fost și bibliotecar între cărți, și pastor, și evanghelist. ascultați în orice meserie e ceva frumos. Mie mi-a fost dragă tâmplăria. Eu nu mă duc cu silă mâine să lucrez pe șantier. Mie mi-e drag. Am știut să zic, bă, dacă mă dați afară de la biserică, direct pe șantier mă duc. Pentru mine este o plăcere să fac construcții. Tatăl meu este inginer constructor, mama este de asemenea, a fost ingineră, în vene la mine sunt construcții, m și Domnul să fiu păstor între oameni. Dar mi-am -mi place munca fizică. Cine a zis că sunt geaburi de jos? Domnule, nu mă muncesc geaburi. Adică asta e problema generației tinere. Bă, nu mă scol din pat pentru 3000 de lei. Asta e problema. Uite, noi ne-am sculat din pat pentru 100 de euro pe vremuri. Și am muncit cu bani puțini. Și mi-a fost dragă orice muncă. Mi-a fost dragă. Eu am un prieten care e profesor de mate și asta m-a uimit și mai mult pentru că eu locuiam atunci în America, în Arizona și el venea pe la mine și fiind prof de mate, colegi de facultate cândva la, la Vesta Timișoara, spune, măi, eu vin aici să lucrez la babe, așa se zice în America, business de bătrâni. Mie mi se părea cel mai penal job din lumea asta. Băi, orice, dar ăsta nu. Și mi mie, mi-e dragă meseria -mi asta cum tu prof de mate, da, zice, iarna la școală, vara vin, eu cu drag îi spăl, parcă sunt bunicii mei, zice el. Le cânt, le predic, le fac duc și botez pe unii nume, le fac, evangelizez, zic, și îți place? Îmi place de zice, le dau mâncare cu lingurița, o fac cu tătă inima. Mă zic, ce interesant, de că atitudinea față de muncă, nu munca în sine, pe mine spunea o muncă josnică. Și totuși el spune, eu o fac cu atâta drag. Nu pentru bani, îmi place. Ai găsit ceva ce să-ți placă în lumea asta? Ce să faci cu pasiune? Domnul să-ți dea putere să găsești meseria aia. Sau poate că trebuie să schimbi atitudinea față de meseria pe care o ai acum. Domnul să schimbe inima. Nu mai zic că nu te scoli din pat fără 1000 de euro. scolă te din pat că munca e nobilă. Și ascultați-mă, cine muncește harnic în timp are parte de promovare Generația asta Z vrea din prima manager de proiect. Ia-o de jos, fi un programator obișnuit, da? du mapa la el fă ce poți, mătură dacă trebuie și cândva poate că o să conduci și tu echipe. Vrem prea ușor să urcăm pe scara asta a ascensiunii profesionale. Domnul să ne dea dragoste pentru muncă. Un alt lucru pe care vreau să-l spun legat de Petru și de Isus. Domnul Isus, Pășește în barca lui Petru fără să-i ceară permisiunea. Din, după perspectiva noastră, după standardele europene contemporane, Isus nu e foarte politicos aici. Zice că s-a urcat în barca lui Petru și a început să predice. O atitudine de domn. Petre, eu sunt dom peste barca ta. Petre, vreau să predic din barca ta. Petre, vreau ca barca ta să fie amvonul meu interesantă imagine. În multe cântări creștine, în multe predici, ne imaginăm barca așa ca un simbol al vieții, nu? Barca e simbolul vieții, pe mare a vieții. În textul nostru, barca e simbolul locului de muncă. Și Iisus spune, Petre, eu vreau să fac din barca ta amvonul meu. Adică vreau să fac din locul tău de muncă un loc în care eu să predic. Hai să învățăm și asta în seara asta. Isus Hristos vrea să fie glorificat la locul tău de muncă. Isus vrea să predice la tine în birou. Prin felul în care eu lucrez, nu doar că eu o fac cu pasiune, o fac în așa fel încât să fie Isus glorificat prin felul în care eu lucrez. Așa încât Hristos să poată fi propovăduit la locul meu de muncă. N-ai vrea să lași pe Iisus în barca ta? Nu știu care-i barca ta, un birou? notarial sau de contabilitate, poate barca ta este undeva în spital, ești îmbrăcat într-un halat alb, poate că barca ta este un atelier de mecanică, nu știu, barca ta este un șantier, important e că Hristos vrea să predice și din barca ta. Sau poate că barca ta e o clasă de liceu. Dragii mei, nu uitați, noi păstorii niciodată nu o să ajungem cu Evanghelia la voi în clasă. Da, dragi elevi, despre voi e vorba în seara asta și studenți, ar fi ciudat să apar mâine cu Biblia sub soară la voi în clasa 11 și să zic, pucăiți-vă că împărăția... Ar zice toți că ăsta e un om nebun, ar chema poliția, nu? Că e normal un om de 40 de ani să apară într-o clasă de adolescenți și să înceapă să urle la ei. Dar te-o Hristos pe tine acolo și vrea prin felul în care tu te porți la școală, el să fie glorificat. Hristos vrea să predice și din barca ta o întrebare legitimă, nu știu este Hristos glorificat la tine în clasă? le spuneam dimineață, nu cu cinste nu cu bucurie la biserică dimineață, le spuneam că la noi în clasă, la liceu, la Arad, pocăitul era baptistul, nu eu era un singur pocăit ei știau că este un pocăit baptistul, eu am fost pocăit de aia colegii mei să -mi mire că am ajuns popă. Păi cum tu? Da, uite, se mai întâmplă și de asta. Domnul m-a transformat la 20 de ani. Dar la mine, în liceu, eu nu am fost lumină. Tu ești lumină la tine în clasă. Predică Hristos și în barca ta. Felul în care înveți în sine, nu? Felul în care tu înveți ar trebui să-L glorifice pe Hristos. Știți că Biblia spune, veți fi cap și nu coadă. Cine are pe Dumnezeu, cine e născut din nou, cine este serios cu pocăința, n-are cum să fie codaș în clasă. Păi n-are cum. Așa că eu cred că orice tânăr creștin care ia sub nou are o problemă. Are o problemă. Pentru că Dumnezeu a zis, veți fi cap. Păi de azi, fraților, numai premianți și olimpici o să aveți după predica asta. Slavă Domnului! felul în care eu mă raportez la școală, îl glorifică sau nu pe Dumnezeu. Este o evangelizare în sine. Amintesc de vremurile în care eram copii și eram la școala generală, atunci eram cu minte. Era o zi specială, ziua de 15 iunie, toți o iubeam. Ziua când începea vacanța. Însă era și ziua cea mai frumoasă pentru mama mea. Mama mea a avut 12 copii și n-a predicat niciodată. Mama mea n-a fost niciodată în misiune în India, cum am fost eu, dar mama avea o zi de evangelizare pe an. În 15 iunie venea acasă cu un braț de coronițe. Era evangelizarea ei. Tot cartierul știa. Se vorbea pe atunci că pocăiți sunt mulți și proști. Dar în cartierul la sărac din Arad, o familie o demonstrat că nu e adevărat. Toți copiii erau premianți. Mama nu și-a cumpărat covoare, că au spus, bag bani în pian și în școli și au avut aceleași covoare aproape până când s-au dus la Domnul. Doi investit în meditații, în cărți, în instrumente. Am fost printre primii care ne-am cumpărat instrumente când eram copii mici, de prin Suedia, de aduse de până nu știu unde am au fost donație. Am investit în școli și toți copiii ei au făcut facultăți, toți sunt în biserică și asta era mândria ei. Când venea acasă cu coronițele, oamenii știau, familia asta este specială și da, într-adevăr, la școală a fost o familie. Directoarea cred că ar ști să-ți spună de familia asta și astăzi. Să ai 12 copii care toți învață bine, de care să te ocupi și de ultimul ca de primul, este o onoare. Însă asta e evanghelizarea noastră, oameni buni. Felul în care lucrăm, felul în care învățăm la școală, ar trebui să-L reprezinte pe Hristos în lume. Nu mă refer la a evangeliza explicit. Nu, nu, nu. Până la a vorbi despre Domnul, felul în care mă raportez la muncă, la servici, la școală, este o evangelizare în sine. Întrebam pe cineva, de ce nu se pocuiesc oamenii la noi la Deiul? Vă zic, uite, 250 de botezuri cu Duhul Sfânt și 5 oameni convertiți din lume în 5 ani. Băi zic, nu-i bine. Nu în regulă. Spune, mi știi care e baiul? Eu m spus unul mai sincer. Felul în care noi ne purtăm la servicii problema. Felul în care se fac afaceri căiții problema. m a spus în față. Dacă noi am fi altfel la locul de muncă, dacă noi am face afaceri altfel, mult mai mulți oameni s-ar întoarce la Domnul. Și am realizat că, dragii mei, poate veni Billy Graham, Da? Facem evenimente pe stadion, îl înviem pe Billy Graham de morți. Degeaba, oamenii nu vor veni dacă noi nu îl reprezentăm pe Isus la locul de muncă, prin însăși felul în care muncim. Atunci când un pocăit trage o țeapă, nu te vă spune, dar poate fi păstorul ăla să fie marele predicator al lumii. Nu vine. Atunci când îi spun, îi dau termen, vin marți, eu vin poi marți. Atunci când calitatea muncii unui creștin este deplorabilă, este îngrijorătoare și ei bani mulți pe o muncă făcută de nimic. Păi, evangelizarea e gata făcută. Înțelege noi astăzi că felul în care muncim poate să-L glorifice pe Hristos sau poate să fie o piedică pentru Evanghelie? Domnul să ne cerceteze în privința asta. Noi români avem nevoie de o reformă în ce privește munca. Spunea cineva odată, măi, zice, noi românii ne tot că suntem un popor harnic. În comparație cu cine? Bye. Da, miturile astea, noi românii suntem un popor foarte harnic. În comparație cu nemții, nu. Poate în comparație cu, nu știu, cu africanii. Avem nevoie de o reformă. Felul în care muncim noi să fie infuzat, pătruns de etica Scripturii, cu frică de Domnul, ca pentru Domnul, și felul nostru de a munci și de a învăța va fi cu adevărat o evangelizare în sine. Domnul să vă dea putere. Și te întreb din nou, este Iisus glorificat prin munca ta? Calitatea muncii? Raportul preț-calitate? Seriozitatea în ce privește termenele? la școală. Iisus Hristos vrea să fie glorificat prin munca ta. Mă duc mai departe și vreau să mai observ ceva. Domnul Iisus Hristos, chiar dacă pare nepoliticos în primă fază, chiar dacă pășește fără să-și ceară permisiunea, ceea ce îmi place este că Domnul îi spune, Petre, știi ceva? Eu nu abuzez de barca ta. Eu nu sunt un bădăran. Petre, vreau să-ți plătesc. Uite, m-am folosit de bărcuța ta două ore. Dă-mi voie să te plătesc. Și Petru spune, Doamne, ce spui tu? e păi, cam absurd. Uite, Petre, vreau să-ți plătesc. Aruncă reaja în partea dreaptă. Petru reacționează, pentru că era școlat. Doamne, zice Petru, tu nu prea știi. Tu n-ai citit manualul pescarului modern. Tu n-ai fost la facultate. Tu habar n-ai ce spui tu, nu are nicio legătură cu legile pescuitului. Doamne, pești măncă noaptea. E absurd, cum adică? Eu toată noaptea m-am trudit și n-am... Și acum, ziua când peștii nu mănâncă, tu îmi spui să arunc mreaja în partea dreaptă. Petre, dăm voie să-ți plătesc. Și spune Scriptura că Petru cedează. Doamne, ce spui tu e absurd, dar la cuvântul tău, ascult. Și spune cuvântul că au aruncat mreaja în partea dreaptă și au prins o așa de mare mulțime de pești că au început să se rupă mrejele. Au chemat și pe prietenii lor și au umplut și ei mrejele și au început să se rupă și mrejele lor. Vreau să vă întreb ceva. Plătește bine Isus? Ce ziceți? Foarte bine. Învățăm încă ceva, că munca împreună cu Isus este binecuvântat. Dar businessul împreună cu Isus e binecuvântat. Facultățile făcute împreună cu Isus sunt binecuvântate. Investițiile făcute cu Isus sunt binecuvântate. Poate că spui și tu ca pe tu, Doamne, tu nu prea știi business, după legile businessului, acum nu-i timp de investit și Duhul Sfânt spune investește. Dar ăsta nu e un loc. Domnul spune, investește. Ce mare har să-L implici pe Dumnezeu în tot ce faci. Nu uitați, ce e făcut cu Domnul e plătit foarte bine. Dumnezeu binecuvintează cum nu binecuvintează nimeni. Nu știu, poate că e greu de crezut, capitalismul ne-a spălat pe creier. Noi chiar credem că expertiza noastră, școala noastră, dacă muncim mai mult, nu asta e legea capitalismului, dacă muncești mai mult, câștigi mai. Nu e adevărat. În capitalismul adevărat, Lea spun, noi ne credem harnici, când eram în America, m-am trezit pe la 4 sau 5 să mă duc la aeroport, zic, siguri, liberi, că toți americanii dorm, bară la bară. America nu dorme. Muncesc de rup. Dar asta nu garantează bine Vreau să aduc aminte bisericii contemporane. Sursa binecuvântării nu-i munca până pici pe spate. Nici aia nu e o variantă. Sursa binecuvântării este Dumnezeu. În principiu banal, dar atât de important pentru noi. Zice Psalmul 127, degeaba vă sculați de dimineață să vă culcați târziu. Păi cum că așa nu știu că dacă muncim mai mult, dacă luăm ore overtime, da, peste muncă, ore suplimentare, da, dacă mergem și la geabul numărul 2, o să facem bani mai mulți. Și Dumnezeu spune nu. Prea lui, el le dă pâinea ca în somn. Mai crede tânărul modern că Dumnezeu binecuvintează? Eu nu cred că binecuvântare înseamnă să muncești mult, să faci bani mulți. Aia nu e binecuvântare. Era cândva un clip, s-a viralizat foarte mult, un frate de la Biserica de Romi să ruga la o binecuvântare pentru un bebeluș. Doamne, fă să lucră puțin și să câștigă mult. Și toți am râs, dar eu am fost de acord cu el, oameni buni, nu știu ce ați râs. Eu sunt de acord, asta e binecuvântarea, să lucri puțin și să câștigi mult. Adică, e invers bine, nu? Să lucri mult, să câștigi puțin? Dar Nu mă duc înapoi la ideea de lene, da? de clicuri, ci ideea că nu, scopul nu e să muncești până nu mai poți. Scopul e să-l ai pe Dumnezeu și să binecuvinteze El. Să găsești nișa aia, investiția aia, școala aia, locul ăla de muncă, binecuvântat. Deci cu Gabi aici avem un prieten comun și spunea, măi, de când am ieșit din firmă merge mai bine. Păi cum că e împotriva legilor? M-am chinuit, m-am investit nu. Când am pus un manager și m-am retras, am spus, Doamne, știi ceva? Tu ai grijă de firma mea și eu mă ocup de biserica ta. Citești, face predici, duce copii la școală, mai jucăm tenis, de masă sau așa, ne mai plimbăm. Și ce câștig mult mai mult acum decât înainte. Pe cum? Păi Dumnezeu binecuvintează. De ce? Pentru că o zis, Doamne, eu te slujesc pe tine, tu poartă grijă de firma mea. Ce mult binecuvintează Dumnezeu. Tine, dragi, rugați-vă lui Dumnezeu când vă alegeți facultățile. Luați-o ca o, o, un principiu de viață. Nu vă duceți la nicio facultate fără călăuzirea lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu se implică în orice lucru. Am predicat toată viața lucrurile astea. Par un excentric penticostal. Dar eu nu cumpăr o mașină fără să mă rog. Că eu am văzut că Dumnezeu binecuvintează oameni buni. Mi-am cumpărat primele trei mașini bazați pe pile. Am eu un preten și prietenul are un prieten, băi, pocăit. Nu mă țepe pe luat. E când am văzut că nu merge nici așa, că degeaba ai frate, că kilometri dați înapoi, am început să mă rog la ultimele trei mașini. Doamne, te rog, dăm tu o mașină bună. Vreau să vă spun ce credeți despre mașini. Până cu Gabi, el are mașină mai bună, un pic l-am chemat cu mine. Eu cred că o mașină bună care costă scump nu-i mare afacere. Păi cu bani mulți, oricine și-a o mașină bună. Eu am mașină bună, am dat 4000 și nu mai moare. E ca măgalul al bătrân. Are jumătate de milion de kilometri și nu moare, nu se strică. Toți se dai asta se, dar de ce să iau alta? Uite că mere. Nu știu ce are, ce n-are. Am mers cred că și 45.000 de kilometri cu un ulei. O să-ți mecanic, frate, mere cu rugăciuni. Păi cred că cu rugăciuni, dacă treia să schimb uleiul de trei ori până acum. Zic că am uitat. Cu cureaua a mers dublu, vă 200 de mii. Păi trebuia să o schimb, frate. Păi zic, am uitat. O sări cureaua, s-o mișca vreo 2-3 dinți, dar nu s-o strecat. Păi, mă, frate, mere motorul, nu trebuie segmentat. Zic, slavă Domnului! Eu zic că mașină ieftină și bună, ai bine binecuvântare. Domnul să vă binecuvinteze. Rugați-vă pentru orice oameni buni. Să nu-i se pare că Dumnezeu e prea ocupat cu mântuirea africanilor. E preocupat cu misiunea transculturală și cu botezul cu Duhul Sfânt. Dumnezeul nostru e atât de bun că poartă de grijă de orice detaliu din viața noastră. Roagă-te pentru facultatea ta. Roagă-te pentru businessul tău. Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. Eu chiar cred că Dumnezeu ne binecuvintează. Să nu uitați, binecuvântarea vine de la El. Dar vreau să demontăm puțin mitul ăsta al Evangheliei Prosperității. Evanghelia curată este opusul Evangheliei Prosperității. Da? Evanghelia curată este opusul umanismului secular. Însă sovini venit vremurile în care s-a măritat Evanghelia cu umanismul și a ieșit un bastard, un copil de înflor, se numește Evanghelia Prosperității. Dacă în Evanghelia curată Hristos în centru, Evanghelia prosperității îl pune pe om înapoi, da? Asta e ideea umanistă, omul în centru, asta e umanismul. Evanghelia prosperității face un, un fel de, de, balmoș din Evanghelie și îl ia pe om și îl pune în centru. Adică nu mai e nimica. Dacă dai Domnul, îți dă un fel de bancomat Dumnezeu. Uitați-vă la Petru. Petru nu zice, Doamne, pentru că am făcut, pentru că am dat. Petru nu merge să-și facă selfie cu pești, da? Wow, uite câți am Petru se aruncă la genunchii lui Isus declarând, Doamne, știu că de la Tine vin toate. Datorită Ție sunt binecuvântat. Nu pentru zeciuiala mea, nu pentru că sunt un om credincios. Dumnezeu mă binecuvintează pentru că am o relație cu El. Sursa binecuvântării este Hristosul cu care am o relație. L-au dat un păstor care să chinuia să ne explice, el era și foarte bogat, cred că era milionar, și ne explica el că el e bogat, că are un pic de sânge evresc, o că găsa el ceva până de ce trebuie să ne scremem să ne găsim origine evreiești? Dumnezeu binecuvintează datorită lui Hristos. Eu n-am nevoie de origine evreiești să fiu binecuvântat. Sunt binecuvântat pentru că sunt fiu al lui Dumnezeu. Sunt copil al lui Dumnezeu. Sunt creștin și credința mea în el, relația mea cu el, este sursa binecuvântării. Domnul să vă binecuvinteze cum știe el. Să știți că Dumnezeu plătește bine. Dar e consecința ascultării. Mai văd ceva, Doamne, la cuvântul tău, A binecuvântarea e consecința ascultării. Dacă Petru nu a ascultat, rata jackpot -ul. Petru a, a prins pești pentru că a ascultat. Doamne, n-are sens, dar pentru că zici tu. Investesc aici. Eu am testat asta chiar vara asta. La Andreea nu-i place că mă laud cu de-asta. Noi vrem să nu știe nimeni că primim bani românii, că să n-audă frații că ai primit. eu, eu mă laud în toată țara. Vara asta i am făcut un târg cu Domnul. Am muncit vreo două luni la biserică. Pe gratis, bineînțeles, la clădire. Am șlefuit, am gletuit. Am muncit două luni de dimineața până seara. Și într-o zi frustrat, așa, am zis, știi ceva, Doamne? mi la acasă, am dat în curte, am uitat la casa mea, arătat ca vai șamar. Și am zis, știi ceva, Doamne? Eu lucru la casa ta. Mai și tu la mea. O rugăciune simplă, nu? La Iisus nu merge cu rugăciuni pompose. Să știți că m-a ascultat Domnul. O cu câteva zile, mă duc într-o tabără pe aici, pe la voi, prin Bihor, îmi dă greșit locația. Locația la mijlocul unei păduri, mi s-o spart baia de olei, am rămas pe păduri. Frustrat, n-am mai ajuns nici la predică. M-a predicat altcineva, zic, domnule, mi-a stat altă locație. Bă, zice, am greșit. Eram undeva, spre ponoră, pe acolo, sau pe lângă, nici nu mai știu exact pe unde, dar oricum, de, la, cred că la Icponorul ne-am fost la voi în tabără. Și nu mai găseam tabără, nici cum. S-a curs tot ulei, au rămas mașina în vârful muntelui, m-au luat alții, mă duc așa frustrat și zic, Măi, chiar vreau să fac cu la casă, an de construcții. Și îmi zice unul din tabără, ce mi te ajut eu cu sticlă. Chiar urma să pun sticla pe terasă. Și mă gândeam de unde fac rost de 3-4 mii de euro, cam cât m-ar fi costat. Cunosc eu pe unul. Uite, sunăm. Și îl sun. Un om pe care nu l-am văzut în viața mea. Frate, ei mi dau sticla în numele Domnului. Toți prietenii îmi oferte, prieteni buni, cu reduce, dar nici vorbă de gratis. Băi, în numele Domnului, toată sticla, toată, dar vezi că în două terase, două. Zicea, na, nu, le, nu sticlă de aia de 10, de aia dublu, nu facem așa, bă, pentru Domnul facem ce e mai bun, facem cu laminată, bună, dublă, nu știu ce. Nu, zic, dacă tu, ce era să zic, Mă, nici nu știu cum arată omul. Nu l-am văzut nici de atunci, nici după aia. Dar sticla aia ar fi valorat 3000 de euro. Și am primit-o gratis. După un timp am zis că o montez. Caut un montator prin zonă, nici asta nu era din deș. Și zice, frate, mi-ți o montez eu. Vine omul, montează, zic, domne, cât costă? Păi zice, ar costa 45 de euro metru pătrat, dar o facem în numele Domnului. Am socotit, era o mie și ceva de euro și am făcut o socoteală pentru munca mea de două luni la biserică. Dumnezeu, imediat după aia, mi-a dat materiale în valoare de 4.000 și ceva de euro. Și am zis, Doamne, Tu plătești mai bine ca în Germania. Păi nu te supra, chiar merită să lucrezi pentru Domnul. Două luni de construcție, nu vorbim de predică, de slujire. Nu, am muncit fizic la casa Domnului, cot la cot cu frații. Și Domnul m-a plătit. Frații să știți că Dumnezeu știe să plătească. El plătește mai bine ca orice patron din lumea asta. Dacă vei face business cu el, facultate cu el, îl vei implica în toate deciziile firmei tale, vei vedea ce înseamnă adevărata binecuvântare. Slăvi să fie Domnul! Un ultim gând, pentru că timpul a trecut și nu vreau nici să predic prea mult, Vreau să observ ceva, dragii mei, la un final Iisus spune, Petre, ești un pescar bun, ai firmă. Să știți că Petru nu a fost un sărăntoc, apostolii nu au fost sărăntocii pe care noi îi predicăm umblând în sandale prin Galileea. Apostolii, cel puțin ăștia, familiile astea două, Petru, Andrei, Iacov, Ioan, erau din clasa mijlocie, oameni care aveau o firmă care avea un business de pescuit, nu erau nime analfabeti cum îi descriem noi. Da, Isus o iubit săracii, dar Petru n-a fost un sărântoc. Petru era din clasa mijlocie. Noi, Petre, munca e bună, dar vreau să-ți dau ceva mai important de lucru. Petre, vreau să te fac pescar de oameni. Pentru că este ceva mai presus de orice meserie nobilă. Preocuparea pentru sufletele oamenilor pierduți. Petre, pescuitul e bun, dar eu vreau să te fac pe de oameni. Dragii mei, vreau să vă las o idee, un gând. Oricât de importantă e meseria pe care tu o ai, oricât de sus vei ajunge profesional, nu uita că Dumnezeu vrea să te implici în pescuirea de suflete. Da, poți fi un medic care operează pe creier, fă timp și pentru împărăție. Este ceva mai presus decât munca ta, decât meseria de astronaut, poți lucra la NASA, oriunde, poți fi președinte. Există ceva mai nobil decât cariera. Și o spun unei generații care trage cu dinții și meditații și muncă și școli, ascultați-mă, faceți-vă timp să vă implicați în pescuirea de suflete. Orice biserică, Biserica Geneza, Biserica Logos, caută voluntari. Cândva eu am fost printre primii studenți din biserică. Cașa așa era filozofia, că dacă mergi la facultate te pierzi. Am fost primul sau al doilea student din biserică în alt oraș. Era o teamă de lumea asta intelectuală. Acum e exact invers. Toți pocăiți fac facultate. Părerea mea că prea mulți fac facultate. A, mi se pare că pentru unii studenția e prelungirea copilăriei. Mai tocăm banii părinților, ne plimbăm pe la mol, nu toată lumea ar trebui să facă facultate. Asta e părerea mea, că este o inflație de studenți și absolvenți și de-aia oamenii cu master ajung la lopată. Că nu e dimensionat sistemul de învățământ, ca în AUSA sau în alte părți, unde se spune că la atâtea locuri ne trebuie, atâta... N-are rost să fim o droaie de ingineri și de știu eu ce, psiho pedagogi dacă nu-i nevoie. Dar, în fine, asta Am ajuns în extrema cealaltă. Muncim mult, facem facultăți, ne place ideea de facultate, însă nu știu cât dintre noi ne mai implicăm în împărăția lui Dumnezeu. Văd și la noi, la biserică și în alte biserici, tendința asta a părinților. Îi îndoapă, domnule, cu meditații. Scot miniști din ei, săracii copii, ca niște pui de gostat. Îndopați cu matematică, cu toate materiile posibile. Trebuie neapărat să iasă ministru. Și îi văd că sunt foarte stresați părinții să ia bacul, să ajungă la medicină și îi văd că nu vin la biserică. Și există un risc aici. Să fii un bun profesionist, să muncești, dar să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Mă gândesc acum la prietenii mei, noi aia primii studenți. Doi dintre ei îmi stau în minte, erau foarte inteligenți. Unui medic celebru, altul un programator bun prin Europa, dar nu mai ies prin biserică. Au luat munca în brațe, cariera, și au uitat că în viață este ceva mai înalt decât să faci bani și carieră. Ne cheamă Hristos să ne amintim de pescuirea de suflete. Iisus făcea o rugăciune acum 2000 de ani și este la fel de valabilă azi ca acum 2000 de ani. Zicea El, mare este secerișul dar puțin sunt lucrători. Rugați-vă, zicea Domnul. Rugați-l pe Dumnezeu să scoată lucrători, că sunt puțini. Văd prea mulți copii care sunt preocupați de multe științe și meditațiile sunt în timpul rugăciunii și piano în timpul tineretului și mai ce face el matematica în timpul corului și el nu mai știe de biserică. Oamenii nu cred că asta vrea Dumnezeu să devenim cei mai buni medici din România, cei mai buni ingineri și să nu avem o relație cu Dumnezeu și să nu ne implicăm în împărăția lui Dumnezeu. Indiferent cine ești. Eu nu cred că Dumnezeu vrea ca toți să faceți ce fac eu și fratele Dorel, la da, full time. Dar orice meserie ai avea, oricât de ocupat ai fi, ar trebui să-ți faci timp și pentru a te implica în biserică. Nu uita, pescuirea de oameni e mai importantă ca orice altă pescuire din lumea asta. Implică-te în biserică. Trebuie să cultivăm în biserici ideea de voluntariat. Și cei neplătiți, și cei fără taruri speciale, trebuie să-și facă timp să vină la biserică, să se implice. Noi am făcut niște, niște rânduieli la noi și toată lumea are obligația să facă curat la biserică. Mă să nu merg cu mâna goală în rai. Nu predi, nu că măcar să faci curățenie. Că ești doamnă cu unghii în mari, că ești uh, contabilă, vii și faci curat. Și toți membrii mergem și spălăm toaleta. Păi trebuie să ne implicăm oameni buni. Există consumismul ăsta, da? Frață plătit. să facă și noi suntem consumatori, sponsorizăm. Nu dincolo de implicarea financiară, dincolo de donații. Trebuie să te implici în salvarea de suflete. Fii un misionar, fii un evanghelist. Și dincolo de tot ce dă Dumnezeu aici, pentru pescuirea de pești, Dumnezeu răsplătește viața veșnică. Prietenii mei, golănașii din liceu și alții zic, mă, dar totuși te-ai făcut popă. Repet, cum de... Dar unul mai firesc, o zic, mă, măcar faci bani. Știți, oamenii îi mâncă limba. Bun, acum mai popă, dar îi bănoasă meseria. Știi, mă întreabă câte unul mai firesc. Eu zic, eu am un răspuns standard. Le-am zis la toți, mă zic, știi cum e cu pupia asta? Salarul e mic, dar pensia e mare. Cine se implică în împărăția lui Dumnezeu, dincolo de binecuvântările de aici, are parte de răsplătiri veșnice. Dragi tine, nu uitați de împărăție. E important să fii un medic bun. E important să fii un inginer bun. Apreciez intelectualismul care o năpădit în bisericile noastre. Avem oameni cu care ne mândrim în politică, în societate, în sport, oriunde. Să dincolo de toate nu uităm că suntem aici pe pământ cu un scop. Să răspândim împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne rededicăm în rugăciune. Să spunem, Doamne, vrem să muncim altfel. Vrem să învățăm altfel. Dumnezeu să-ți schimbe perspectiva asupra școlii în seara asta. Dumnezeu să schimbe perspectiva asupra muncii. Hristos vrea să fie glorificat prin felul în care înveți. Hristos vrea să fie glorificat prin felul în care muncești. Nu uita că Dumnezeu știe să plătească și să binecuvinteze. Nu uita de împărăția lui Dumnezeu. Rededică-te slujirii. Nu fi un student egoist. Și eu am fost student. Și am făcut două deodată. Dar nu lipseam de la rugăciune de la Elim. Indiferent ce note luam, Dumnezeu m-a ajutat până la urmă. Nu fi focusat excesiv de mult pe școală. Nu-i neapărat să ești ministru. Sau poate ca să ești ministru nu trebuie școală. În România cred că e mai bine fără. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru putere de dedicare, în împărăție, la școală și vreau să mă rog pentru viitorul vostru. Cred că Dumnezeu binecuvintează. Vreau să mă rog ca să vă păzească Dumnezeu de relații toxice, de capcane, de școli inutile, de oameni de afaceri par. Dumnezeu să vă păzească pașe de orice cădere, să vă binecuvinteze cariera și viitorul. Amin. Ne rugăm cu toții.